Victoria de la Cluj a venit la pachet cu al 8-lea transfer. Rapid a câștigat lupta cu FCSB și l-a luat pe puștul minunea lui Rednic de la UTA. Rapid s-a înțeles cu UTA pentru Rareș Pop, puștul de 18 ani pe care l-a vrut și FCSB. Pop vine în Giulești la vară după ce debacul. L-am vrut și mai de mult. Doar că la momentul respectiv când l-am vrut, nu am reușit să ajungem la un numitor comun cu prețul, am reușit acum. Cât ați plătit pentru el? 700 de euro. Rapidiștii au plătit 3,5 milioane de euro pentru cei 8 jucători transferați în acest an.